Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred. Să învățăm serviciul de jos din față volei. Tema se adresează clasei a 5-a, competența generală numărul 2, utilizarea achizițiilor specifice educației fizice și sportului în vederea propriei dezvoltări fizice armonioase și a capacității motrice, respectiv competenței specifice 2-4, executarea unor procedee tehnice în structuri motrice simple, specifice disciplinelor sportive studiate. Jocul sportiv în școală are o importanță deosebită deoarece prin intermediul acestuia se poate asigura o atractivitate crescută lecției. Se poate aborda un singur joc sportiv pentru toată clasa sau se pot aborda două jocuri sportive, unul pentru fete, unul pentru băieți. Conform normativului de dotare minimală pe unitate de învățământ, la disciplina educație fizică și sport clasele 5-8 sunt necesare șase mingi. Locul în lecția de educație fizică și sport este după veriga, influențarea selectivă a aparatului locomotor, dezvoltarea calităților motrice, viteză sau îndemânare, capacități coordinative sau abordarea unei alte deprinderi motrice. Recomandări cu caracter general privind evaluarea. Se recomandă utilizarea cu preponderența evaluării continue formative. Procesul de evaluare va îmbina formele tradiționale cu cele alternative. Se va urmări corelarea directă a rezultatelor evaluate cu competențele specifice vizate de programa școlară. Valorizarea rezultatelor învățării prin raportarea la progresul școlar al fiecărui elev. Utilizarea unor metode variate de comunicare a rezultatelor școlare recunoașterea la nivelul evaluării a experiențelor de învățare și a competențelor dobândite în contexte non-formale sau informale. Jocul sportiv evaluare Conform sistemului de evaluare pentru învățământul gimnazial, în cazul jocului sportiv la clasa 5-a, -a, anul 1 de instruire, se va urmări o structură tehnică și joc bilateral. Cadrul didactic va preciza la începutul fiecărui an școlar structura tehnică la care vor fi evaluați elevii. Aceasta cuprinde sub forma unei acțiuni cursive câte un procedeu specific de manevrare a mingii, de deplasare cu obiectul de joc în relație cu partener și un procedeu specific de finalizare. Jocul bilateral cuprinde reprize în condiții regulamentare și va fi arbitrat de cadrul didactic. Se evaluează respectarea responsabilităților postului repartizat în echipă, eficiența participării în fazele de atac și apărare, colaborarea cu coechipierii, contactul regulamentar și respectul față de adversari, acționarea conform prevederilor regulamentare. Jocul sportiv volei, mingea zburătoare. Se desfășoară între două echipe de șase jucători. Scopul fiecarei echipe este de a face mingea să cadă în terenul advers, trimițând-o pe deasupra fileului și de a o împiedica să atingă solul propriului teren. Terenul este un dreptunghi cu lungimea de 18 metri și lățimea de 9 metri. Fiecare echipă poate executa maxim 3 lovituri ale mingii în plus față de contactul blocajului pentru a o retrimite în terenul advers. În clasa 5-a, programa școlară prevede învățarea, consolidarea, perfecționarea unor deprinderi specifice jocului de volei și anume Pasa cu două mâini de sus, precedată de deplasare și oprire cu fața spre direcția de transmitere a mingii. Organizarea celor trei lovituri. Serviciul de jos din față. Preluarea serviciului de jos din față cu două mâini de sus, Preluarea cu două mâini de jos, variante de joc cu temă 3 la 3 cu trecerea mingii peste fileu cu două mâini de sus precedată de deplasare, cu două mâini de sus din săritură, cu plasare cu o mână, model de joc cu efectiv redus 4 la 4, cunoștințe privind acțiunile tactice colective, dispozitive, modalități și reguli de acționare specifice modelului 4 la 4, la efectuarea serviciului, la primirea serviciului în apărare și în atac cunoștințe privind regulile de joc, atingerea fileului, lovitură dublă, minge ținută și informații cu caracter sportiv. Elemente specifice atacului. Serviciul, ridicarea și atacul. Serviciul. Este modalitatea prin care se pune mingea în joc de către elevul din spate dreapta plasat în zona de serviciu. Primul set, ca și primul serviciu al setului decisiv, este executat de echipa desemnată prin tragere la sorți. Este realizat de elevii care trebuie să urmeze ordinea indicată în fișa cu poziția inițială. Este autorizat de primul arbitru după ce a verificat dacă cele două echipe sunt pregătite să joace și dacă elevul la serviciu este în posesia mingii. Execuția serviciului. Mingea va fi lovită cu o mână sau cu oricare parte a brațului după ce a fost aruncată sau lăsată să cadă din mână sau din mâini. Serviciul executat înainte de fluierul arbitrului trebuie să fie anulat și repetat. Elevul la serviciu trebuie să lovească mingea în decursul a 8 secunde care urmează fluierului primului arbitru pentru autorizarea serviciului. Este permisă trecerea mingii dintr-o mână în alta, lovirea ei de sol și o singură lansare a mingii pentru a fi servită. În momentul loviturii mingii sau al desprinderii de la sol pentru un serviciu din săritură, elevul de la serviciu nu are voie să atingă terenul de joc, inclusiv linia de fund sau solul în afara zonei de serviciu. Greșeli în timpul acțiunii de executare a serviciului. Greșeli ale serviciului. Greșelile următoare au drept consecință o schimbare de serviciu chiar dacă adversarul este în poziție greșită. Elevul la serviciu încalcă ordinea la serviciu, nu execută serviciul corect. Greșeli ale serviciului după lovirea mingii. După ce mingea a fost lovită corect, serviciul devine greșit, cu excepția cazului în care un elev este în poziție greșită. Dacă mingea atinge un elev al echipei la serviciu sau nu depășește complet prin spațiul de trecere planul vertical al fileului, aterizează afară. Trece pe deasupra unui paravan. Serviciul poate fi de jos, din față sau din lateral, de sus, din față, în forță, plutitor, din săritură, de sus, din lateral, în forță și planat. Serviciul de jos, din față. Mecanismul tehnic pentru cei care execută serviciul cu mâna dreaptă. Din poziția stând cu picioarele depărtate, piciorul opus brațului care execută serviciul este mai în față, în cazul nostru piciorul stâng, mingea este ținută pe palma brațului stâng. 1. Brațul drept se balancează spre înapoi, concomitent cu aruncarea mingii în sus și flexarea genunchilor. 2. 3. Acțiunea de servire se realizează prin balansarea spre înaintea brațului drept, lovind mingea cu palma, degetele răsfirate sau strânse, înapoi și în mijlocul acesteia. 4. În timpul serviciului se realizează extensia genunchilor și trecerea greutății corpului pe piciorul din față. 5. Indicații metodice. Se vor folosi exerciții pregătitoare pentru a învăța cele două momente importante: aruncarea mingii în sus și lovirea mingii. Exercițiile vor fi executate la perete, mărind treptat distanța față de acesta. Se va pune un accent deosebit pe constanța execuțiilor 4-5 servicii consecutive în același spațiu marcat pe perete. Pentru a nu fragmenta jocul, în funcție de posibilitățile fiecărui elev, se poate permite inițial serviciul din interiorul terenului de la o distanță care asigură reușită execuție și care se va mări treptat. Se va indica elevilor să servească într-o anumită zonă, a terenului de joc al echipei adverse. În final, se poate trece la executarea serviciului cu forță și apoi cu efect. Metodica învățării. Serviciul la PRT 3-4 metri peste o linie trasată pe acesta, același exercițiu cu mărirea progresivă a distanței până la 8-9 metri, serviciul pe perechi pe lățimea terenului de volei 5-6 metri până la 9 metri, serviciul pe perechi câte un elev de fiecare parte a fileului 3-4 metri, același exercițiu cu mărirea progresivă a distanței până la zona de serviciu, Serviciu în cele șase zone ale terenului în funcție de indicațiile profesorului, joc cu temă, serviciul într-o anumită zonă indicată de partener. Greșeli frecvente. Aruncarea incorrectă a mingii, înălțime prea sus și traiectorie înainte, lateral, spate. Lovirea mingii în alte zone decât cea indicată determină o traiectorie prea înaltă, spre tavan sau spre părțile laterale ale propriului teren. Lovirea mingii cu antebrațul, partea radială, cubitala, palmei, vârful degetelor, etc. poate duce la imprecizia serviciului, deoarece suprafața de lovire este mică. În acest caz, traiectoria este prea înaltă, lovirea este incorrectă și în acest caz, la fel, lovirea este incorrectă, traiectoria este oblică, în propriul teren, mingea nu trece de fileu. Mulțumire elevilor de la școala gimnazială numărul 12, Bogdan Petricei cu hd Constanța, îndrumați de profesorul Viorel Preșbeanu. Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred.